Bună ziua, prieteni! Bună ziua, România! În urmă cu vreo 2 ani, cred, a existat un mare scandal în media, în media tradițională, dar și aici în online. Ni s-a dus la cunoștință și am dezbătut cu toții faptele unei societăți comerciale din Londra, Cambridge Analytic, cred ceva de genul, care deținea datele a vreo 50 de milioane de utilizatori de Facebook și ce să vezi? Orice societate comercială care investește într-un produs vrea să aibă și profit. Acum, ce credeam noi că face Cambridge asta cu datele? Păi le va vinde marilor corporații care, ca să vezi, vor ști ce produse, ce gusturi au cei 50 de milioane de oameni despre care Cambridge știa tot. Mă îndoiesc. Cei care vând pâine, lapte și salam știu gusturile oamenilor și evoluează cu nevoile pieței. Nu trebuie să mai dea bani la Cambridge. Și totuși, de ce această Cambridge investește în a cunoaște oamenii? O să vă spun de ce. Dar nu înainte de a vă aminti că există un proverb sau o înțelepciune bătrânească, care este și la noi în România și care spune, mă copile, ai grijă ce faci în viață, ai grijă cu cine te asociezi, ai grijă ce cuvinte scoți din guriță, că s-ar putea ca odată să te coste. E da, va veni ziua în care și în România, dar peste tot în lume, atunci când te vei duce să te angajezi, ca ultimul om, adică măturător de stradă, orice, ca pe lângă CV-ul pe care să-l scrii, că sunt Xulescu, am terminat cu tare școală, pe lângă eventual o recomandare pe care o ai, angajatorul tău să ceară la unii ca cei de la Cambridge și o referință despre tine. Cine ești? Înjuri, nu înjuri? Ai participat la acțiuni ciudate? Asta se face acest lucru. Atunci când se pune problema ca o societate comercială mare să caute un director, se interesează în toate direcțiile. Și da, contează ce atitudine ai în spațiul public, cu ce te ocupi, ce prieteni ai. Imaginați-vă că voi scrieți un CV-ul din ăla curat, frumos, duceți și diplome, recomandări, că doar facem rost. Și vin unii de la Cambridge și spun, bă, ăsta a participat la nu știu câte, nu știu, mișcări ciudate, anarhice, ăsta din 10 cuvinte scrise, 3 sunt înjurături și este și un pic nazist. Da? Deci, dragii mei, aveți grijă. Cu cine vă asociați? Aveți grijă pe cine hărțuiți aici în mediul online. Este păcat să vă distrugeți viața dintr-o prostie. Pentru că dacă înainte pereții aveau urechi, vedem câte dosare sunt la securitate, tone de dosare. Astăzi nu mai e nevoie ca pereții să aibă urechi. Spațiul are și urechi și ochi. Și da, un om care face eforturi să creeze un loc de muncă, niciodată nu-și va aduce lângă el un alt om care, în limbaj popular, ar putea fi numit cârpă. Aveți grijă să nu vă distrugeți viitorul, postând pe net idioțenii, înjurând la greu sau hărțuind oameni. La revedere, România! Oriunde te aflăm.